să nu o mai lungim, avem aici o proaspăt turistă sosită din Egipt, nimeni alta decât minunata, extraordinara Mioara Velicu! Să rămână, mama Mioara! Bine v-am găsit! Să luăm un loc! Tu știi de fiecare dată că nu vin cu mâna goală. Așa este, mama Mioara, nu mă interesează noi, ce vorbește lumea, eu am adus pentru copiii mei. Exact, doamna. Corect. Bă, dar cine joacă astăzi? Cine joacă? Cine joacă? Scoția cu Cehia. Iar că la cehoaice, la ele acolo la serviciu, și că se bea bere la serviciu, auzi și mata. Eu te întreb, care joacă pe dreapta? Dobrogea, care începe pe dreapta, băi? Nu știi, păi ea, nu știe, nici, i-a spus în dificultate. Dar cine, la ora 16 e meciul pe Pro TV, mama Mioara, cine câștigă? Scoția sau Cehia? Cine o fi mai bun? Așa zic și eu, așa, Doamne nu, ajută. Nu, nu. Exact, Doamne ajută, așa, eu gândesc exact cum gândiți și dumneavoastră. Sigur, cine e mai bun să câștige ca în orice concurs? Oricum, ca... Plăcinta asta câștigă trofeul Euro 2020 la Plăcinte. Ia uite aici, tată, Plăcinta românească. Asta e, mamă, cum arată mama Mioara. Doamne, Doamne! Nu știu, de fiecare dată mi iese bine când vin la voi, pentru că sunteți oameni extraordinari. Ah, ce minunată sunteți. Băi, mama Mioara este, cum spuneam ceva mai devreme, întruchiparea bunătății în ceea ce privește un om. Adică dacă te uiți pe chip, pe sufletul ei, dacă îi faci o radiografie, mama Mioara e bunătatea întruchipată. Eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ceea ce mi-a dat, pentru că ai văzut ce a fost în pandemie, s-a dat drumul la cântări, s-a dat drumul și sunt mulțumită. A început treaba? Sunt sănătoasă, sigur că da. Am început de sâmbătă deja. Și să știi că am fost în Egipt. Păi de asta, adică începeți cântările, dar înainte ați început cu o relaxare, domnule, da, să aveți energie și forță, da? Da, am fost în Egipt și nu vreau să mă laud, să spun că mamă, cine am fost eu, că poate sunt oameni care nu pot să ajungă acolo și uite, mă, ea a ajuns la vârsta asta în Egipt. Păi foarte bine. Dar e o vacanță bine meritată. Am fost cu fata mea și cu o echipă de tineri, de băieți tineri, o gașcă de băieți tineri de la Timișoara și vreau să mă mai duc, atenție copii, vreau să mai merg cu voi, pentru că nu m-am simțit decât tânără, să știi. Deci, practic, avem fotografii, nu? Din Egipt cu mama Mioara, care a fost în excursie, ca să spun. Da, cât da, a stat? Da, 7 zile. 7 zile? Scald, da. Frumos? Doamne măruță, a fost... 40 de grade. Nu pot să cred. Pe cuvântul meu, am crezut că mor, mai ales când am mers și am vizitat în Luxor, când am fost, da. Am crezut că mor de cald, că dacă știam, nu mă duceam. Ca de vadă, că nu m-am mai dus să văd la piramide, că mi-a fost frică. Nu, ai, nu, și asta era cel mai important, da. Acum... Nu ați fost nici pe Tutankhamon, nu? Ba da! Nu cred, v-ați întâlnit cu el? Ba da! Am văzut mumia lui Tutankhamon și odată când am intrat acolo, am auzit așa, cine e Mioara Velicu? Și am zis eu. Câți ani ai? 7-7. Și te mai duci acasă? Dumneavoastră mereu ați fost cu simțul umorului. Bă, mama Mioara e cu simțul umorului întotdeauna. Ați fost la scufundări? Nu. Chiar așa. Eu m-am dus la plajă. A fost foarte rece apa, de câtă căldură a fost, apa era foarte rece în piscină. Dar în mare era foarte cald, însă era flux și reflux. Și când trebuia să mă duc la plajă, nu era apa. Se ducea apa. Și mă duceam tot mai încolo, da. Dar a fost foarte bine, m-am relaxat, a fost extraordinar. Mama Mioara, am citit presa din Egipt și am văzut că la un moment dat erau anunțuri că v-ați pierdut. V-a rătăcit, vă căutau. Păi da, pentru că eu o căutam pe fiii mea și ea mă căuta pe mine. Și am, mamă, nu pleci de aici. Dar eu dacă nu sunt obișnuită să fiu tot timpul pe drumuri, ia să mă duc eu singură la masă, ia să mă duc eu acolo. Mamă, unde o fi mama? Unde o fi mama? M-am găsit cu prieteni de acolo la masă și mă transmiteți. Pentru că cea mai mare nenorocire ce a fost acolo, nu aveam wireless. Am zis bine? Da. A zis bine? Da. Deci asta... Măi, n-aveam net, n-aveam nimic, simțeam că mărcă pe cuvântul meu, dacă știam că n-am așa ceva, nu mă duceam. Pentru că eu puteam ține legătura cu nimeni, nici măcar cu camerele nu puteam, cu fiii mea, nu puteam să țin legătura. Și ne spuneam așa, la ora de ești la masă, la ora de ești acolo, să nu pleci. Cum sunteți cu internetul, e... Da, măi, și îți dai seama... Vă dați seama, eu... practic, v-ați auzit aminte cum era pe vremuri, când doar dădeai întâlnire. Vedeți, la colț, la ora cutare. Mi-am adus aminte de vremurile bune. De vremurile bune, da, e corect. Da, e adevărat. Mama Mioara, mojito, am înțeles că... Da. Cam... Pot să spun la televizor, da. Să nu zic lumea. Puteți spune că nu bem nimic acum, dar de spus putem. Am băut mojito eu și am și învățat cum să cer de la bar. Cum era? Și mă duc acolo și zic, one mojito, one orange, one
water tonic. Și? Și ei mă serveau din nu se poate. Și am zis, până la urmă am zis, băi, nu mai beau mojito, că atâta rom n-am băut în viața mea. Că punea rom în după el, aia, știi? A doua zi să ziceți, tu mojito. N-am cerut, nu. N-ați ajuns mai departe. N-am cerut mai departe, nu, că mi-a fost frică. Asta a fost frumos, a fost bine. Mama, iar asta e frumos, să vă duceți să vă și relaxați, să aveți grijă și dumneavoastră, asta e tot ce contează, nu? Exact, exact. Că n-am fost niciodată și în Egipt, deci a trebuit să mă duc. Mai am câteva țări, cam vreo 70 mai am de umblat. Pentru că eu merg spre tinereț, eu, nu? 77 de ani, Ioara Velic, cu oameni buni, când merge la un eveniment, credeți-mă că este cel mai spectaculos eveniment. Ce atmosferă și ce spectacol face Mioara Velicu, fabulos, senzațional și foarte tare că încă vreți să vă mai duceți și încă vă mai place să vă mai duceți și cred că da. De acolo vă luați energia. Este? Exact, exact. Am fost în avion, tot timpul mă întrebau cei de la Timișoara ce face Eva. Da. Pe cuvântul meu de onoare, dacă îți spune, mi-e atât de dragă și mi-e atât de asta, am vecina mea care și-ar lua-o acasă da. Să-mi povestească, chiar să spun ea toate lucrurile alea frumoase. Da, bătrâna. Să-ți dea Dumnezeu sănătate la familia ta. Sărbuna, mulțumesc, bătrâna noastră, dar văd că și dumneavoastră ați venit aici cu o domnișoară. Cine e? Da, am venit cu o fată, Georgiana Onuții. S-o aducem aici, nu? Te rog frumos. Hai, de la Suceava? Că, da, de la Suceava. No, bine, da, a venit alături de noi moldoveanca de la Suceava. Mamă, ne-a adus aici ciucă? Da. Avem turtă. Nu e turtă? Nu e turtă. E un fel de cozonac. Cozonac, mamă, dar uite ce cozonac așa pe rotund. Ca la Euro 2020. Haide, te rog frumos, e un loc cu băciucă, bă. Deci asta ți-a zis, e de calitate da, emisiunea. Să vezi la meci. Ia, uite, aici, să avem toată avem echipa, plăcintă, avem plăcintă la meci. Ciucă, trecem pe afinată. Trecem pe afinată. Iar în brăduțul ăsta, cred că e un peștișor. Da, corect? Este, da, corect. Nu de altă, dar să bată și scoțienii și cehii când dacă se uită la emisiunea noastră, cu ce ne ospătăm noi când ei o să joace și noi o să ne uităm la meci, corect? Auzi, știi ce deosebire între Londra și Vaslui? Care? Vasluiu in uie. Hai că a fost bun asta. Mi-a luat puțin să mă prind. Deci asemănare între Vaslui și Londra. De fapt deosebire, nu? Deosebirea, deosebire, da. Iar ea este Georgiana, v-a adus flori. Da, Georgiana Onuci. Da, v-am adus o floare. Mulțumesc pentru o floare, doamna Mioara. Ce frumos a fost și Georgiana. A venit și ea, v-a văzut că dumneavoastră ați ridicat ștacheta cu genul ăsta de... cum să zic, de vorbe înțelepte și a zis, am adus o floare pentru o floare. Înțeleaptă n-am fost niciodată, dar m-a făcut viața să fiu așa, mama să era... pot să răspund cu bun simț la tot ce mi se... cum sunt întrebată. Deci niciodată nu o să pot să am răutăți față de cineva, pentru că la vârsta mea, la vârsta ei, poate și mie îmi spuneau ce cauți fată printre noi, ce nu știu ce. Dar, păi hai Georgiana, să cunoaștem. Deci cine e Georgiana? Din, am aflat, din Vaslui, da? Din Suceava, adică. Din Suceava, din Suceava, din Suceava, da. A rămas cu Vaslui. Din Suceava, din Suceava câți ani? Am 13 ani. Mamă, 13 ani, nu trebuie să fii la școală azi? Da, dar pe această cale doresc să-i mulțumesc doamnei diriginte pentru că m-a învoit și pe această cale o și salut. Păi sper că doamna diriginte a pus televizor acum în clasă și toată clasa da. Se uită. Se uită la emisiune. Georgiana e la emisiune. Și deci cum ați cunoscut, cum ai cunoscut eu, pe mama Mioara și care e treaba aia povestiți-ne? Ia ziceți mama da. Mioara. Eu am cunoscut-o pe doamna Mioara acum ceva timp la un spectacol în care i-am dus un buchet de flori și un desen cu chipul dumneiei. Tu și desenezi? Da, mai desenez. Făcut de tine? Da, făcut de mine. Iar cele ce au urmat au venit ca o binecuvântare pentru mine. Adică tu cântai muzică populară și îți doreai să cânti cu Mioara Velicu? Da, foarte mult. Era un vis. Pot să zic că nici nu îndrăsneam să visez la așa ceva. Ce frumos mi se pare. Același lucru am spus și eu. Ani... Nici nu visam să cânt în duet cu Benoni Sinulescu, să-i dea Dumnezeu sănătate, când mai a fost ziua lui. Și uite că Dumnezeu mi-a deplinit acest vis, așa și ea. Și trebuie, generația nouă trebuie ajutată, trebuie încurajată. Sigur că ea are multe de făcut, ar debea 13 ani, până să ajungă la vârsta mea. Dar e foarte frumos că ați ajutat-o și că ați încurajat-o. Da. Și iată Mioara Velicu cu Georgiana, 13 ani, da. Nu? Mi-ar fi... Și
cum a dat florile, desenul și ce? Da, mi-a dat și după vreo 2-3 zile prin cineva am luat legătura cu mine și a spus: doamnă, nu vreți să faceți un duet? Așa, da, cu cea mai mare plăcere, de ce nu? Și uite că a ieșit ceva foarte frumos și sunt mulțumită și fericită că pot să ajut tânăra generație să meargă frumos pe drumul cântecului popular. Și ce frumos ați făcut comparația, că și dumneavoastră vă doreați să cântați cu Benone Sinulescu. Bine, dar cine îndrăznea, și ați bătut la ușă și iată că ați cântat cu Benone Sinulescu. Da, mânioara, hai să cântăm. Mulțumesc din suflet, Benone. Ești și acum la fel de tânăr și la fel de frumos cântă și acum. Mi-aduc aminte că aici a venit Firicel din Lasă Fierbinți, Toma Cuzin, și a zis că la fel el s-a apucat de teatru după o piesă unde îl văzuse pe Andy Vasluianu și s-a dus la el și a zis: vreau să dau la teatru. Și a zis: vină mâine să bem o cafea și să povestim. Și uite, cât de mult contează un om care să te încurajeze și să zică: da, poți, hai. Sigur, sigur. Perfect. Dacă întreabă cineva: măi, de ce te crezi tu că ești așa, că ești așa? Pentru că îmi cunosc locul. Superb. Georgiana, deci 13 ani, astăzi o să cânti cu Mioara Velicu. Facem un anunț către cei din Suceava, dacă se uită la noi. La ce școală ești tu? La școala Miron Costin. La școala Miron Costin, să dați televizoarele tare, pentru că Georgiana este cu noi. Georgiana și mai cum? Georgiana Onuți. Ok, perfect. Ai Instagram? Da, am Instagram, Facebook, YouTube și TikTok. Și te caută lumea chiar așa? Păi dacă am eu, dar ia să n-ai. Deci Georgiana Onuții. Georgiana Onuții, da. Așa e pe toate conturile de socializare, da? Perfect, pregătiți-vă pentru că... Da, vreau să spun că melodia este compusă de Răzvan Mitoceanu de la Suceava și imprimată cu ansamblul Ciprian Porumbescu și îi mulțumim pe această cale pentru că a scris extraordinar de frumos și melodia a prins bine. Perfect. Cântăm, Ciucă? Da. Pregătit? Cântăm pregătit. Acum sau mai încolo? Hai să cântăm acum atunci. Cântăm acum cu celebra doamnă Mioara Velicu, care, iată, întinde o mână către tânăra generație, Georgiana, 13 ani. Dar ce înalt e Georgiana la 13 ani? Da. Vedeți ce aer e la Suceava acolo și ce codițe frumoase are? La peste 2-3 ani o să mă uit așa la ea. Foarte frumos. Dar vreau să te întreb, costumul ăsta e din familie, de la cineva? Da. Chiar bunica mea l-a cusut și pe această cale îi mulțumesc și o salut, o îmbrățișez. Bunica? Da, se uită acum? Da. Ce tare, bunica. Iată, costumul făcut de dumneata este, îl poartă Georgiana, nepoata astăzi. Eu cânt acum în locul bunicii ei. Atunci vă las să cântați, iar dumneavoastră rămâneți cu noi, continuăm în câteva momente. Mereu
lași, măi. Să cânt lumea, să te știi, să fii om din omenie. Să trăiești, bunica mea, ani mulți să mă poți vedea, măi. Tot și cânt astăzi cu tine, măi cânta și Măi, graiu și omul.